Peste 9 milioane de lei, atât are de încasat operatorul regional de apă și canalizare Apavile sa de la populații, agenți economici și instituții publice din Râmnic. astfel pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 29 martie 2019, Apavil are de recuperat aproape 9,5 milioane de lei de la rău platnici din municipiul Râmnicu-Vâlcea, persoane fizice sau juridice, cele mai mari restanțe, de aproape 7 milioane de lei înregistrându-le agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat aproape 1 milion 5. 500.000 de mii de lei de la asociațiile de proprietari, peste 160 de mii de lei de la instituțiile publice și peste 800 de mii de lei de la casele particulare din Râmnicu Vâlcea. Ca de fiecare dată, conducerea Apa Vilesa Vâlcea face apel către rău să și achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, de branșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate.